Bine, pare că se la o nouă ediție a știrilor ci informi. În primele 6 luni ale anului 2012, Centrul de Contact Antidiscriminare al biroului UNAR a gestionat peste 14.000 de contacte și a tratat aproape 900 de investigații. Creșterea numărului de investigații înregistrată față de aceeași perioadă a anului trecut este de aproape 90%. Mai mult de 40% de semnalări ajung de la martori de acte de discriminare și nu de la victime. Potrivit biroului UNAR, aceste semnalări demonstrează creșterea sensibilității persoanelor față de acest subiect. Aproximativ 54% din victime ale discriminării sunt femei și 46% bărbați. Principalele domenii în care au fost înregistrate evenimente de discriminare sunt locul de muncă, viața publică, furnizarea de servicii de către organisme publice și mass media. Fluxurile migratoare permanente în cele 23 de țări UE, cât și în Federația Rusă, au înregistrat o scădere în 2010. Scăderea este de 2,5% în 2010 față de 2009 și privește un total de 4,1 milioane de persoane. Cu toate acestea, în 2011 a existat o ușoară creștere în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Italiei, Spaniei și Suediei, arată raportul 2012 International Migration Outlook, produs de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD. Recesiunea economică a lovit puternic și aproape imediat imigranții în majoritatea țărilor OECD. Datorită scăderii cererii din partea angajatorilor, migrația forței de muncă a scăzut și a reprezentat doar 21% din total. Tinerii străini cu domiciliul în străinătate pot depune cereri de preînscriere la universitățile, academiile și conservatoarele italiene până pe data de 9 iulie anul curent. Pentru țările în care ziua de 9 iulie coincide cu o sărbătoare națională, este prevăzută o nouă prelungire până la 10 iulie. În luna august, consulatele vor publica listele cu viitorii studenți străini în Italia. Tinerii admiși pe listă vor putea să obțină o viză de intrare și să vină în Italia pentru a susține examenele, atât cele de italiană, cât și cele prevăzute de anumite facultăți. Tinerii străini care se află deja în mod legal în Italia se pot înscrie la universitate în aceleași condiții precum cei italieni. Revine și în 2012 în Trentino turul Note Comune, identități diverse, organizat de Centrul Cinformi al Departamentului Provincial de Conviețuire și de către administrațiile locale. Și în acest an, numeroasele tradiții artistice ale migranților vor fi protagoniste pe scenă în diverse localități din Trentino. Următorul spectacol va avea loc sâmbătă 7 iulie la orele 21 la Predazzo, în piața Santi Filippo e Giacomo. Pe scenă se vor afla reprezentanții Asociației Poloneze și cei ai Asociației Loloba. Programul complet al turului artistic este disponibil pe site-ul www.cinformi.it. Și a fost totul și pentru această ediție. Vă mulțumim pentru minutele acordate și vă dorim o săptămână bună tuturor. Pe curând!